Vă deranjează că îl consult? Doamne ferește. Dar scrie rezultatul acolo și aveți și clișeele de la tomografie. Pentru că dacă vă deranjează, o să vă rog să mă lăsați în fac datoria și să așteptați pe hol. Da? Mă scuzați, domnișoara doctor. Haideți să vă explic cum stăm. E ora 3 și suntem și noi obosiți. Voi le știți pe ale voastre, noi le știm pe ale noastre. Și te rog să nu mă iei pe mine de sus cu rezidențiatul. De voi? Domnișoară, vă rog, e frumos să ne grăbim puțin. Nu ai ceva de făcut? Ia gândește-te. Ai făcut intrarea? Uite, doamna asistentă, te așteaptă la birou să-i faci intrarea. Văd că vreți să vă faceți ambiția cu mine. Este la domnule gata? Nu vorbiți așa. Eu am un copil de vârsta dumneavoastră. Te rog, nu mă plictisi cu chestii din asta. Ați învățat toate să vă dați cu părerea. A încetat în acest moment. Emilian te potolește. De ce nu m-ai sunat când ai văzut că pleacă? Te rog foarte mult să vorbești mai încet. De ce nu m-ai sunat când ai văzut că, virgulă, Cătălin pleacă? Nu era normal așa? De ce să te sun? Să faci tot circul ăsta? Vrea să plece, n-are decât. De ce să vină cu noi neapărat la mare dacă nu vrea? De ce să nu vină cu noi la mare? Păi tu nu vezi că nu vrea? De unde să știu eu de ce nu vrea? Văd pe dracu să mă ia! Șt, am fost! Trebuie să vorbești cu el. Eu să vorbesc cu el, tu să vorbești cu el, că te porți cu el foarte urât. Dacă ea a zis două și au trecut șase, înseamnă că fata se face bine și doctora Ianoș nu știe ce zice. Măi, Mariana, măi, ce să spun eu, e foarte bine că tu gândești așa, dar mi-a zis și sitarul, că s-au certat acolo în sala de operație, unul cu altul, că el vrea să o opereze într-un fel, Ianoș în altfel. Sigur că până la urmă au operat-o cum a vrut Ianoș. Și-au deschis-o și când s-au apropiat de tumoare, au văzut că da, era prea aproape de trunchiul cerebral, cum zic ei, de creier și atunci am închis-o la loc, altfel murea fata atunci. Ce, dragă? Ce te uiți așa la mine? Ce nu înțelegi? Ce mai vrei de la mine acum? Zi mersi că nu te dau afară din spital. Te iei după sitarul? Chinuiți copilul degeaba?